Inspectoratul pentru situații de urgență Maior Constantin N. Bacău găzduiește începând de miercuri etapa finală a concursurilor serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Pompierii băcăuani sunt gazdele evenimentului în acest an pentru că în 2010 au obținut primul titlu de campioni la nivel național. Deschiderea oficială a concursului a avut loc pe stadionul municipal. Pe parcursul a 3 zile vom asista la un incident de confruntare sportivă și profesională între cele 12 locuri finaliste, reprezentând unități ale Inspectoratului General pentru situații de urgență, între care se regăsește și echipa Inspectoratului pentru situații de urgență, Maior Constantin N. al județului Bacău, în dublă calitate, în calitate de unitate câștigătoare a ediției 2010, precum și în calitate de onorantă gazdă și ospitalieră a acestei marcante manifestări. Sunteți cei mai buni pompieri din România. Vă doresc succes, să dați dovadă de fair play și această competiție încadrată în programul acțiunilor dedicate zilei de 13 septembrie, Ziua Pompierilor din România, să constituie un succes. Dincolo de entuziasmul specific concursului, Constantin Scripăț, prefectul județului Bacău, a ținut să le mulțumească pompierilor pentru seriozitatea și profesionalismul de care dau dovadă în numeroasele lor intervenții. Am avut ocazia, cel puțin colaboratorii mei direcți de la Inspectoratul Județean Bacău, să-i cunosc nu numai la competiții, nu numai la ședințe, ci și pe câmpul de luptă. În cursul anului trecut am avut diverse evenimente la Bacău, inundații, explozii, deraieri de tren. Cumva nu am fost iertați de aceste evenimente și am avut ocazia să constat ce reprezintă, ce pregătire au și cum trebuie să respectat acești oameni numiți pompieri. 12 echipe se vor întrece în cele 3 zile de concurs pentru mult râvnitul trofeu. Ele vor avea de înfruntat probe precum scara la fereastră, pista cu obstacole de 100 de metri, ștafeta 400 de metri și realizarea dispozitivului de intervenție la motopompă. Echipa băcăoană ia startul în competiție cu 9 membri. Ținând cont că suntem și acasă, sper să reușim, dar ține cont și de noroc. Care a fost secretul anul trecut? A fost foarte multă muncă și o ambiție mare din partea băieților ca să aducem și noi pentru un an de zile cupa la Bacău. De fapt, a fost singurul an când a câștigat Bacău locul întâi pe țară. Ocupanții locului întâi vor primi cupa Capitan Pavel Zăgănescu. Concursurile serviciilor profesioniste pentru situații de urgență se înscriu în calendarul evenimentelor care marchează Ziua Pompierilor din România, fixată pentru 13 septembrie.